Doamne, da. Doamna Zinaida, care este opinia dumneavoastră privind situația magazinului dumneavoastră, deoarece de acum magazinul presei este închis și am aflat că aceeași soartă vă așteaptă și pe dumneavoastră aici de la secția filateliei? Noi suntem tare revoltate, ședem pe valiză, nu știm, azi lucram, dar mâine poate n-a să lucram. Și asta rămânem fără lucru și magazinul ăsta e unul singur în Republică. V-ați adresat la șefii dumneavoastră, ce vă spun? Ne-am adresat la șeful nostru, domnul Zumbreanu. El a fost în primărie, am fost cu documente, cu hârtie la primarul Rășcanovcă. La sector, pretorul sectorului Rășcanovcă, la domnul Palade, da? La pretorul sectorului Rășcanovcă. A spus ca să hotărască, dar nu e 100%. 90-80%. Dar dumneavoastră ce v-a promis în schimb? În schimb nu ne-a promis nimic. Cel mai... ne-a spus că afară n-a să rămânem, să ne dea eu un chioșc. Și totuși dumneavoastră sunteți de părerea și cred că o să aveți perfectă dreptate că orașul are nevoie de asemenea magazin. Numai care orașul. Orașul are nevoie. E un singur magazin, nu numai în Chișinău, dar în Republică, magazinul filatelie. La noi sunt mulți filateliști, 1500, în fiecare lună vin după timbre, cumpără abonament, și tot se revoltă. Dar ce v-a spus, Sete, când v-au anunțat despre închiderea magazinului? Ce vi s-a spus dumneavoastră, lucrătorilor? Ce v-a spus? Cum au motivat? Как они обосновали то, что они закрывают магазин? Вас пусть? У спуска, а у скрисуари де... решение... Хотарыля, дечизия. А у дечизия, да? Да. А у жудекации, да? Да. У вот скрисуари для жудекации. Маза скрисуари... Скрисуари, а свазут, у вас ку полиция, ку... Dar noi atunci am închis magazinul și ne-am dus. Și n-am fost aici 3 zile. Semn de protest. Da. Și n-am lucrat și când am venit, acolo de-aia nu era nimic.